Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care vrem să vorbim despre concursurile televizate. Nu ne referim la cele cu niște concurenți în platouri, în care ei răspund bine sau nu și câștigă niște bani. Nu, ne referim la cele telefonice, da? În care o domnișoară, un domn, dar mai mult domnișoare în ultima perioadă, foarte agitate și energice, sare în sus. Cum nu știți răspunsul corect la întrebarea asta? Adică e vorba de ceva simplu, da? E un cuvânt care începe cu B, se termină în șov și mai trebuie două litere. Dar nu știți, nu se poate, mai sunt două minute, încă un minut. Știți cam la ce mă refer. Vrem să aflăm părerea sucevenilor despre acest tip de concurs și dacă le crede, să spunem, sau nu. Păi știu că sunt cei de la TV, dar... Emisiunile de genul ăsta. Concurs. Da, e bun concursul, sigur că e bun. Aș vrea și eu să joc, dar nu știu să răspund la întrebări. Nu prea îmi plac, pentru că mi se pare o pierdere de timp. Și... Că tineretul nu prea cunoaște limba română. Nu știu ce pare. Oricum, nu rea bună, dar în schimb, dacă mai mult timp îl ocupăm la servici, nu prea auzim prea multe. De la emisiunea... Ce, am o părere bună, totuși. Noi suntem mai netate și nu putem dat seama așa ceva, dar se pare bine de treburile astea, că se văd niște lucruri frumoase. Nu prea cunosc aici la treaba asta. Nu le urmăresc. Nu-mi plac, cer, și nu vreau să mă uit la televizor când văd așa ceva. Apoi o leacă mai grele pentru mine, sigur? La mintea cocoșului, numai să dai banii să le iasă și lor acolo. Pentru cine nu posede gramatica și exprimarea corectă, e grea. Nu-s grele, de ce să fie, numai trebuie să ai ca să fii atent, ca să răspunzi, normal. Nu sunt grele. Eu de multe ori am reușit să le desleg, dar nu puteam să prind la telefon. Niciodată n-am prins. După mine vă pot spune, tineretul are mai multă școală, noi suntem mai înapoi, astfel, dacă mai bătrâneți așa. Nu. Câteodată nu, câteodată da. Nu pot să vă spun. Așa. Din dorința de a câștiga ceva și ei, nu știu, de a avea audiență, posibil. Nu știu. Normal, din opinia fiecăruia, cum gândește, normal, în altă parte de unde. Asta nu știu, n-aș putea să vă spun. Cred că cineva a inventat treburile astea. N-am idee. Am participat, dar când era, nu la astea, la altceva, când era asculți radio... Și la astea nu. Nu, n-am participat. Las tineretul. Nu, sincer nu. N-am participat niciodată. Nu? M-am uitat numai. Nu, niciodată. Nu. Dar păi vă să le zici cât de mult, că doar au de câștigat, nu? Cred că o să dispară și genul ăsta de emisiune cât de curând. Depinde cât se uite fiecare la emisiune. Depinde de cum este, va fi stimulat tineretul ca să participe, cât de curios va fi. Cât de mult va fi antrenat. De ce să nu reziste? Odată ce sunt ascultători și răspund la întrebările respective și mai ales că sunt și premii fel de fel, automat că cred că o să meargă, de ce nu? Mai ales la cei care ascultă în general mai mult? Nu cred că mult. Așa, pentru că nu prea are, cum să spune, susținători mulți. Aproximativ 2-3 luni. Bănuiesc că nu mult timp, având în vedere că pe toate posturile de emisiune sunt emisiuni de alea. Emisiunile televizate gen concurs. Suni, câștigi. Bine, mai este o prinsoare mică acolo. Suni, sună ocupat. Suni, ești pus în așteptare. Suni, nu reușești să prinzi linia și așa mai departe. Ei, toate astea până la urmă înseamnă bani pierduți. Ei, hai să zicem, nu foarte mulți. Vă vin pe factura telefonică. La sfârșit de lună sau când e necesar. S-ar putea, dacă încercați de mai multe ori, să pierdeți mai mult. Nu știu ce să zic de partea aia cu câștigatul. Sincer, nu am întâlnit încă un caz de genul acesta. Chiar dacă îi vedeți pe acolo, că mai și câștigă. E, treaba lor, fiecare
face ce crede, noi încercăm să informăm, pentru că am primit un SMS la 0744-238830, să facem genul acesta de emisiune. Ce părere are suceveanul despre emisiunile concurs televizate, sunați la telefon și așa mai departe. Vă așteptăm părerile pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. La noi SMS-urile nu costă. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești, de la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri, corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva, e confort în casa ta, tot ce-i nou și tot ce-i bun, e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuți 113, șosea Oșchei, Scani.